Vechiul Testament cuprinde și lucruri care par inedite pentru omul zilelor noastre. Unul dintre aceste lucruri este și rugăciunea. Sau mai bine spus, modul în care se făcea rugăciunea și practicile care o însoțeau. De ce, de exemplu, existau în Vechiul Testament și rugăciuni de blestem? Sau de ce anumite adresări ale dreptilor către Dumnezeu îmbrăcau forma unei răfuieli mai degrabă decât formă de rugăciune? De fapt, în esență, pentru David, rugăciunea aceasta a psalmilor de blestem nu era altceva decât modul în care David își refula furia. Deci toată furia mea, toată ura am adus-o înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Tot ceea ce simțeam eu rău, în esență, că nu, lui Dumnezeu nu-i dăm numai partea aceea frumoasă de rugăciune în care rugăm să binecuvinteze pe vrăjmași și în care îi mulțumim pentru toate lucrurile pe care ni le-a dat. Ceva cosmetizat. Da, nu, cam așa o vedem. Dar David, de fapt, și Vechiul Testament ne arată în psalmi că îi aduci înaintea lui Dumnezeu în rugăciune exact ceea ce ești tu. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Duminică, 26 iunie, de la ora 18, la Trinitas TV.